Bugetul orașului propus de Primăria Municipiului Timișoara pentru anul 2024 a fost aprobat de consilierii locali cu unanimitate. Suma totală de peste 2,5 miliarde de lei reprezintă o creștere față de anul trecut și continuă evoluția dinamică din 2023. Datorăm aceste creșteri în primul rând timișorenilor. Avem o dinamică economică foarte mare, ceea ce înseamnă venituri mai mari la bugetul local. Apoi, o bună parte a bugetului Timișoarei se datorează fondurilor europene. Noi avem la îndemână acești bani pentru că România este membră a Uniunii Europene și Timișoara este un oraș european, a spus primarul Dominic Friț. Pentru funcționarea orașului este prevăzută suma de 1,23 miliarde de lei. Din acești bani se asigură transportul în comun, termoficarea, curățenia, întreținerea și extinderea spațiilor verzi, iluminatul public, ordinea publică, asistența socială, locuințe, cultură și sport. Ca răspuns la nevoile timișorenilor, sunt alocate mai multe fonduri pentru reparații trotuare, amenajarea de locuri de parcare, plantarea și întreținerea spațiilor verzi din cartiere și pentru o mai bună funcționare a iluminatului public. În plus, primăria sprijină prin subvenții, care se ridică la 300 de milioane de lei, activitățile de transport public și de furnizare a agentului termic. Dezvoltarea orașului beneficiază de o alocare financiară de 1,28 miliarde de lei. Ca domenii prioritare sunt educația, sănătatea, mediul și proiectele mari de infrastructură. Cea mai mare creștere este prevăzută la investițiile în educație, care însumează aproape 20% din bugetul de dezvoltare al orașului. Pe lista investițiilor se regăsesc și Arena Eroii Timișoarei, Bulevardul Vidrighin, Pasajul Solventul, Pasajul Polonă, Pasarela Gelu, Pasarela Îndrăgostiților, un nou spital municipal, Clinica de Balneologie, Clinica ORL, Corpul B al Spitalului de Copii, Cinematografele Studio și Dacia. Pentru modernizarea transportului public sunt prevăzute 421 de milioane de lei, atât pentru achiziția de mijloace de transport nepoluante, cât și pentru modernizarea liniilor de tramvai. Zone cheie ale orașului, piețele Traian, Mociun și Victoriei, vor beneficia de proiecte majore de regenerare urbană.